Jucătorii de jocuri video din întreaga lume riscă pierderea permanentă a auzului din cauza zgomotului persistent în urechi, conform unei analize globale sistematice a tuturor dovezilor disponibile. Analiza sugerează faptul că nivelurile de sunet raportate în studiile efectuate pe mai mult de 50.000 de jucători se apropie sau depășesc adesea limitele de siguranță permise. Având în vedere popularitatea jocurilor video la nivel global, sunt necesare eforturi mai mari de sănătate publică pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la riscurile potențiale, au îndemnat cercetătorii. În timp ce căștile și locurile de muzică au fost recunoscute ca surse de niveluri de sunet potențial nesigure, s-a acordat puțină atenție riscului potențial al jucătorilor video. Asupra pierderii auzului, au spus cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Sud și Organizația Mondială a Sănătății. Jucătorii joacă adesea la niveluri de sunet de mare intensitate și timp de câteva ore, la un moment dat a constatat recenzia. Analiza 14 studii globale care au implicat mai mult de 53 de oameni a constatat că nivelurile de zgomot sunt adesea aproape sau depășesc limitele sigure. De asemenea, oamenii tind să se joace pentru perioade lungi de timp, în timp ce zgomotele de impuls, cum ar fi sunetele de împușcare, pot fi foarte mari, au spus cercetătorii. Un studiu publicat a concluzionat că jucătorii care ascultă la niveluri de sunet de mare intensitate și pentru perioade lungi de timp pot fi expuși riscului de pierdere permanentă a auzului. Descoperirile sugerează că poate fi nevoie de prioritizarea intervențiilor, cum ar fi inițiativele axate pe educație și conștientizarea riscurilor potențiale ale jucătorilor, care pot ajuta la promovarea ascultării în siguranță în rândul jucătorilor, relatează alevnews.ro.